Bun găsit, doamnelor, domnilor, începe 100% locul unde aflați și ceea ce este dincolo de știri. Căci întotdeauna, băi, e un zid, băi, în spatele acelui zid, fraților, există ceva. Ce? Păi sunt arcuri, resorturi, mecanisme care ne fac știrile. Pentru că multe dintre ele sunt servite deliberat. Sunt niște gânditori de ăștia, nu ăia de la Havangia, ci niște gânditori cu capul întreg care se apucă să facă ce? Exact ceea ce vă spun de vreo două săptămâni. Să lasezi o emoție generală astfel încât poporul băcinat de sentimente să fie sensibil la tot ceea ce se transmite. După ce poporul este fezandat, ok, vine rezolvarea problemei. Cum? He, păi nu trebuie să cadă capete. Păi ce vrea, mă, poporul, mă? Poporul vrea sânge, el este însetat de sânge. Să căutăm vinovații. Și, opa, apar vinovații, păi și pe mama lor. A, nu mai contează că prin spate ne rezolvăm niște chestii politice și de conduită pentru scrutinul din 2024. Apropo de 2024, n-am putea oare să facem năniță de pe 31 decembrie 2023 să ne trezim în 2025? Nu de alta, dar prea o să ni se umple ograda și frigiderul cu mieroșenie și prea multă miere, să știți că s-ar putea să cauzeze tocmai la diabet, că crește naibii glicemia. Oricum, mieroșenile le vedem și acolo, dar vedem și astăzi, pardon, dar vedem și mârâie, pentru că apar mârieli în spațiul politic, pentru că toată lumea vrea sânge, dar nu de la noi, de la prăvălie. O să discutăm lucrul acesta în emisiune. Vom avea informații noi despre azilele morții și din nou mărturie. Să vedeți până la urmă cât de mică este conștiința umană. Pentru un leu, doi lei, ești în stare să te vinzi singur negustorilor de sclavi. O să vorbim despre pensii, despre alimente și o să vorbim și despre taxe. Cum, care taxe? Păi aia, bă, ideea aia creață ca să creștem noi taxe când avem bani la buget. Băi, eu vă fac economia, lecția de economie simplă din partea unui diletant între ale economiei. Crește prețul? Se cumpără mai puțin. Se cumpără mai puțin, trăiți ar familia ta, mai puțin bani de încasat la stat. Adică te le-a convine asta, ca să înțeleagă și Laurențiu. Bine, hai, începe 100%. Viorica Dăncilă, de la noi, bun găsit! Președinte, partid național. Place cu asta, de la noi! Am zis bine? Am zis bine! Reprezentant Alianța Aur, Radu Ghidău, bun găsit! Bună ziua, Alianța Aur, corect, vicepreședinte! Mulțumesc. Ca să corectez și eu! Mulțumesc dacă... de aprobare! Mulțumesc de aprobare! Să mergem pe aceeași linie! Magda Bistriceanu, de la ea de acasă! Bine te-am găsit! Găsit. Mulțumesc! Magda, avocatul Lavrin Covaș, bun găsit! Bună ziua! Vicepreședinte liberal la sectorul 5, Mario Deveță, bun găsit, doamnelor, domnilor, și iată că după ce Partidul Social Democrat a pierdut, sau a făcut pierduți, doi miniștri, pe domnul Budăi de la muncă, care și-a dat demisia de onoare, și pe doamna Firea de la Ministerul Familiei, care la rândul ei și-a dat demisia de onoare, deși nu i-a cerut-o nimeni și instituțional nu are niciun fel de vină, ca și domnul Budăi de altfel. Ce spuneam, victime colaterale? Domnule, cei de la PSD ar cam vrea ei să se mai întâmple și în ograda celor de la PNL, care va să zică tunurile pe doamna Turcan, că și domnia sa a fost ministru al muncii. Și ce să vezi? În mandatul domniei sale, spun socialdemocrații, azilul Groazei, ăla, centru Gabriel cel Viteaza, lui Godei, ăla, a primit autorizație de funcționare. În bine, aș spune. Dar pe această cale, vin și eu și vă întreb. Hă? Cum e cu chestia asta? Mă, eu nu cred că nici Budăi n-are prea mare vină cu un singur codicil. Că domnul Budăi a cam primit niște imagini de la centrele Groazei și a tăcut precum peștele. Bă, nici doamna Firea, atâta timp cât sunt doar legături de astea. Cum să vă spun eu, că a fost omul ei, că a lucrat, că nu știu ce, că nu știu cum. Deocamdată nu este nimic concret în ancheta celor de la DICOT care să facă legătura cu cuplul Firea Pandele. Dar PSD-ul n-a avut ce să facă. Și ce a făcut? L-a luat, l-a aruncat la lei pe domnul Budăi. După 8 zile, 7, acolo. Deci onoarea aia cu demisia a venit greu. Cam în cât timp a făcut Doamne, Doamne, lumea.
În 7 zile, nu, de fapt, stai, în 6 zile, când a 7-a s-a odihnit, e, Budăi a avut nevoie de mai multe zile. Și după demisia lui, nu știu să zic, demiterea, demisia lui Budăi, domnule, poporul a cerut în continuare jertfă. Oi, și ce să vezi? Hop și doamna Firea. Bun. Imediat după acest lucru, domnul Romașcanu, să trăiți, noul purtător de cuvânt al Partidului Social Democrat, a zis, păi nenea tata lui Ciucă, dar de la voi, de la A, nu nimeni, că uite și doamna Turcan, a? Adică, a? Despre ce e vorba. E bine, doamnelor și domnilor, Realitatea Plus a făcut rost de niște stenograme de această dată din tabăra Partidului Național Liberal. Căci că ședință, cum să reacționeze, să acționeze după această ședință. Haideți să le urmărim. Doamna Luca Turcan este la fel de vinovată ca domnul Marius Budăi. Eu am spus întotdeauna că în plan guvernamental lucrurile s-au făcut, în plan politic domnul Budăi și doamna Firea și-au făcut analizele și-au decis să-și dea demisia de onoare. Cred că și doamna Turcan, fiind una din persoanele care au avizat azilele groase, ar trebui să facă un pas în spate. Este un gest de demnitate politică. Vă salut, am văzut linia de atac din partea PSD asupra Ralucăi Turcan și PNL-ului. Cred că cea mai bună strategie în momentul în care suntem atacați nu este apărarea, ci atacul. De exemplu, am putea aminti că a răspuns declarațiilor purtătorului de cuvânt Romașcanu că Grindeanu, când deținea portofoliul de vicepremier, a coordonat cele două ministere al muncii și al familiei. Deci a avut în subordine cei doi miniștri. Putea să ia și el măsuri. Cred că e un bun argument. Asta dacă mai insistă pe plata asta care nu face bine stabilității. Chiar bun argument. Mulțumesc, Robert. Răspunsul ar trebui să fie de genul orice faptă bună sau lucru bun pe care îl face PNL-ul, adică cea semnarea Luca, este apoi stricat de PSD. Aceasta este esența acestei guvernări PSD, egal demagogie, egal manipulare și lipsă de asumare. Dacă domnul premier Ciolacu are ceva de spus despre Raluca, atunci să o spună public și nu prin trompete, iar PNL îi va răspunde. Raluca Turcan nu are nici cel mai mic motiv să-și dea demisia și PNL trebuie să stea lângă ea. Mulțumesc! Aș sublinea în comunicarea PNL clar diferențele tehnice între ce a semnat Raluca la început, avizul de la începutul de funcționare, care practic este un soi de obligație a ministrului când solicitantul a îndeplinit condițiile, și inacțiunea sau consecințele inacțiunii, complicității directe a celor doi miniștri PSD. Se încearcă din partea PSD o atragere a noastră în spirala acestui subiect, dar trebuie să rămânem ferm pe poziție. Această discuție în interiorul coaliției, în special în privința guvernului, ar trebui să se termine, pentru că altfel putem deschide cutia Pandorei și să găsim și alți vinovați, de exemplu, viceprim-ministrul care coordona cele două ministere, domnul Grindeanu. Din punctul meu de vedere, în acest moment eu încerc să-mi pierd încrederea în Marcel Ciolacu, pentru că nu se comportă ca un prim-ministru al coaliției, și ca un prim-ministru al PSD. Îl pune pe domnul Romașcanu să atace un ministru liberal care, haide să fim serioși, n-a avut nicio treabă cu azilele de involuntar. Da. Doamna Dăncilă, am avut parte de tot felul de luări de poziție de astea contradictorii. În special din partea premierului Ciolacu, pentru că la un moment dat spunea că, bă, dar nu-i vinovat, dar e vinovat, dar doamna Firea de fapt n-are nimic instituțional cu scandalul ăsta, dar ce să vezi, a trebuit să demisioneze, și cumva apare domnul Romașcanu, nu știu unde a apărut domnul Romașcanu, care a zis, a, păi, dar ce, bă, numai noi decontăm, păi să deconteze și ăștia, că și ei așa. De fapt, eu vreau să vă întreb altceva, da? Chiar ne interesează acum că pleacă ministrul X sau pleacă ministrul Y, sau ne interesează până la urmă două lucruri importante, anume că trebuie schimbată legea asistenței sociale. Asta este una, și al doilea lucru, să plece chiar nemernice aia care au închis ochii când s-au dus în control? Acolo trebuie dat cu mătura, și nu sunt doi, nu sunt 9, ci sunt 200.000 de oameni în țara asta de bugetari de la instituțiile de control care să fac vinovați foarte clar de asta, că nu mai vreau să zic că au luat șpagă sau nu au luat șpagă. Da, este revoltător că după atâta vreme încă mai țin la răfuielile politice, în condițiile în care vedem că și acum sunt descoperite nereguli în azilele de bătrâni și acum oamenii așteaptă o rezolvare pentru cei care
au fost, s-a închis azilul, dar nu știm ce se întâmplă cu bătrânii aceia. Stau o zi, două în spital, dar pe urmă ce se întâmplă cu ei dacă nu au cine să-i întrețină? Toată lumea așteaptă anumite măsuri ca ceea ce s-a întâmplat acum să nu mai aibă loc. Și aceste măsuri se pot lua printr-o ordonanță de urgență, pentru că știm că Parlamentul în acest moment nu lucrează, deci e în vacanță. Dincolo de o ședință extraordinară, cred că anumite măsuri sunt necesare în perioada imediat următoare. Legat de cele întâmplate, nu mă interesează ce se întâmplă în PNL sau în PSD, dar trebuie să remarc un lucru. PSD-ul a renunțat cu foarte multă ușurință la doi oameni, iar PNL-ul își apără oamenii, sunt foarte uniți. Deci acest lucru este de apreciat. Ăsta, doamna, da, am mai văzut filmul acesta, dar v-am spus, acest lucru este de apreciat. Dincolo de aceste lucruri, ceea ce se întâmplă acum prin ieșirea domnului Romașcanu nu face decât să irite lumea. Pentru că oamenii vor să fie pedepsiți, cei care au făcut acele atrocități, cei care și acum, cu toate că au contribuit la ceea ce se întâmplă, monitorizează și controlează anumite azile de bătrâni, cei care așteaptă o rezolvare pentru bătrânii care nu pot fi luați acasă și cei care așteaptă ca să vadă ce s-a întâmplat cu banii care au fost luați, pentru că am văzut că din 2021 în 2023 avem sume foarte mari de bani. O să comentăm, imediat. Dacă aceste sume au fost prinse în bugetul pe 2023 sau au fost date așa la voia întâmplării. Sunt lucruri serioase pe care trebuie să le avem în vedere, iar noi vedem o ceartă și efectiv dacă a murit capra mea să mă arăși capra vecinului, cum s-ar spune. Da, cum e, bă, Mario, am două observații foarte scurte. Una, sunt ușor uimit că domnul Romașcanu este în continuare sau din nou purtător de cuvânt al PSD. Dacă ne amintim, dumnealui e cel care a vrut să le dea ceva undeva tuturor jurnaliștilor, dacă ne aducem aminte. Cred că se bazează pe faptul că oamenii au memorie scurtă, însă din punctul meu de vedere ieșirea aceea absolut grobiană n-ar fi trebuit iertat atât de ușor. Deci din punctul meu de vedere, domnul Romașcanu, ce spune, nu prea are credibilitate. Mie mi se pare ciudat că jurnaliștii acceptă să meargă să stea de vorbă cu dumnealui. Nou purtător de cuvânt al PSD, nu e domnul ăla care zicea că vrea să le dea ceva undeva jurnaliștilor? Ba da, exact el. Am înțeles. Bun, odată. Domnul Romașcanu a primit ceva comenzi, pur și simplu s-a trezit domnul Romașcanu să-i ceară demisia. Chiar ba și da, onoarea doamnei. Eu ce spun este că dumnealui nu are credibilitate pentru mine când vorbește. Atât timp cât ești grobian în relația cu jurnaliștii, păi nu. Eu nu cred și o să vă spun de ce nu cred. Sigur, el ca purtător de cuvânt s-a trezit vorbind. Teoria idiotului util? Băi, știți asta? A? Nu, dacă o știți, vă explică în pauză. Dacă nu o știți, asta e. Dar nu, hai să vorbim foarte, foarte clar aici, da? Deci, în momentul de față, noi avem cumva zeci, sute, poate mii de bătrâni chinuiți în niște stabilimente ale torturii. Nu există zi lăsată de la Dumnezeu de când a izbunit scandalul ăsta cu centrele din voluntari și din afumat să nu aflăm din țară ceea ce se întâmplă în anumite stabilimente. Și nu există zi lăsată de la Dumnezeu să nu vedem conexiunile dintre patronii acestor stabilimente și factorul politic care generează ce umbrelă din punct de vedere protecției în fața instituțiilor de control. Nu este zi în care să nu vă dăm stenograme despre cum unitățile de control, comisarii, ce să ia, pește prăjit, sună, te deranjăm. Dacă îmi permite, dar nu se poate săptămâna viitoare. Se pare că este o stare generalizată a acestui sistem de protecție socială, fiindcă asemenea cazuri se întâmplă în toată țara. Eu, de exemplu, chiar am vorbit cu organizația mea de la Brașov și am constatat cu plăcută surprindere că au exact aceeași problemă într-o guvernare USR a Brașovului. Sunt trei azile care sunt tot așa azile ale groazii la Brașov. Nu se poate, deci, la useriști?
Nu se poate. Îți închipui. Sau la, la partidul cel mai, la partidul cel mai pur. Nu e dar, la neprihănit. Dar USR-ul s-a suit, USR-ul s-a suit și el pe da, acest scandal. Dar văd că au lăsat-o mai moale, că și-au dat seama că n-au mai încăput de Romașcanu. Uite-te la mine, mut de uimire. La neprihănit s-a găsit azile cu probleme? Da. La Brașov. Și la PNC mașină de făcut dolari. Băi, stați un pic, stați că n-am terminat fraza, da? Și ce avem noi în țara asta? Avem situația de fapt, e un val de controle, un val de controle, mi se pare cel puțin târziu că a fost anunțat cu sârle și trâmbițe. Băi, frate, întâi trebuia să taci. A ieșit scandalul, trebuia să dai ordin pe șest, strict secret, rupeți-mă cu controlele, acum. Pentru că ei au avut timp să pregătească. Ordinul l-ai dat după 7 zile. A, într-o săptămână! Băi! Deci, atenție, trebuia să-i prinzi. Păi nu te supăra, dacă mie spune că e miliția aici în colț, în față la guvern, eu merg cu 49 la oră, bă, băiatule, bă. Și fac și ITF-ul și îmi cumpăr și siguranță, bă. E bine să mergeți încet. Domnul Zelca, aveți și domnul Zelca SNPPC? Stați un pic, avem o metaforă aici. Asta e una. Și ce avem, mă? Avem azile închise, o să vedeți imediat un material, azile închise, dar nu știu ce, unde sunt bătrânii. Ca și la centrele Armonia, Gabriel cel Spântână și nu știu care. Unde s-au dus, mă, bătrânii? Unde i-ați aruncat, mă? Probabil că sunt înapoi la Bălăceanca, de unde i-ați luat contracost? Probabil sau că cum? Sunt în spital, dar problema e ce se întâmplă, că nu vă puteți sta acolo. Dar în țară ce se întâmplă, mă, cu bătrânii aia? Da. Dar ce ați făcut, mă, cu torționarii aia care îi chinuiau, care le furau cremvul, știu, de sub nas? Arest la domiciliu. Ce? Câți? Nu câți? Câți, domnule? Dar măcar cei care erau... Dar am și o întrebare. Am mărturit în direct, de 2 săptămâni am mărturit în direct în Da. Azile din țară. Băi, miliția, s-a dus miliția, dicotul să-i aresteze pe aia, să caute pe oamenii cu care vorbesc eu și care ne-au furnizat probe pe care le-am dat la televizor. Bă, s-a dus cineva. Băi, pasă cuiva, mă, de chestia asta. Cei de la NPC s-au dus ei în control. Da? Și au închis câte? Vreo 6 bucăți. 6 centre. S-au făcut 100 de astea și 6 le-au închis. Ia priviți. La 2 săptămâni de la izbucnirea scandalului, patronii încă își permit să le dea alimente expirate oamenilor internați. Mâncarea era gătită și depozitată în condiții greu de imaginat. Mai mult, mobilierul era degradat, camerele erau pline de igrasie și mucegai, iar faianța și gresia riscau să cadă peste cei asistați în centre. Ce facem mâncarea? Transigența este singura variantă prin care vom reuși să punem capăt unui fenomen care, da, într-adevăr, a îngrosit România. Unii dintre aparținătorii persoanelor beneficiare cu ghilimele de rigoare al acestor tratamente refuză fie să-și reia acasă până la lămurirea situației pe cei pe care i-au dus acolo. Inspectorii au dat și 24 de amenzi în valoare de peste 162.000 de lei. Se anunță și mai multe controle în perioada următoare. Bun, atâta le permite legea. Dar hai să facem noi o legătură. Habar n-am dacă e legal. Am aici avocat, avocat să-mi pot explica. Ei, mâncare expirată, oameni cu diverse boli, într-o stare precară, da? Enterocolită, hepatită, pac, locul verdeață unde nici durere, nici întristare, nici suspin. Păi nu-i tentativă de omor? Nu punem niște cătușe? Am închis. Ok, și ce ai făcut cu aia? Unde i-ai dus? Dar el alții ce faci cu ei? Păi le-am dat amendă. Ok, că atâta prevede legea. Dar am și o întrebare. Ăla s-a dus astăzi și a contestat amenda judecată? Sau a plătit jumate din minimul amenzii și îl doare la carburator? Cum am rezolvat noi problema asta? Cum am rezolvat problema asta? Domnul Botin, a mai fost un control, aici e toată întrebarea mea și uimirea mea, a mai fost un control din partea NPC și a fost cu mult înainte de izbucnirea acestui scandal, undeva prin martie, înțeleg. De ce nu s-au luat aceste măsuri atunci? De ce ANPC-ul, în momentul în care a văzut, prin inspectorii respectivi, că este o problemă, de ce nu a sesizat alte instituții? De ce așa târziu? Este foarte târziu.
Și este, din punctul meu de vedere, o situație care nu rezolvă și o măsură care nu rezolvă situația, pentru că dacă le închidem, nu avem nimic alternativ unde să trimitem persoanele în vârstă. Deci nu putem să-i ținem acolo unde se constată. Nici nu se poate grav. Aceasta, dar da, trebuie găsit suntem o țară a hirupismului. Aici e problema noastră cea mai mare. Noi când descoperim o bubă și o ștoarcem pe românește, da, devenim hirupiști. Toată lumea se concentrează pe acea problemă, fără să o rezolve în esență. Și numai mergând atunci, o săptămână, două, mergem în controle, o să vedeți peste trei luni de zile, dacă va apare altceva în spațiu public, că este bine ca televiziunile să țină minte această situație, aceste nenorociri, pentru că românul va uita. Este una economică. Va apare altă problemă și ne vom concentra pe din acea păcate, problemă. Pentru că situația aceasta juridică în care noi ne concentrăm și credem că rezolvăm orice aspect printr-o chestiune judiciară în instanță, nu rezolvă și faptul nu, că trebuie să rezolvăm situația economică și de acolo o să avem și educație și o să avem și cultură și o să avem și spitale, o să avem și azile de greșeli. Am avut speța Caracal. Încă legea dispărutului stă în Parlament și nu putem intercepta, localiza telefoanele dispăruților, pentru că, ce să vezi, îți trebuie o speță penală ca să poți să intri pe interceptare. Și încă polițiștii creează dosare de lipsire de libertate sau mai știu eu ce încadrări juridice ca să aibă încadrarea juridică pe penal să-și permită să localizeze telefonul. Deci noi nu învățăm din greșeli, de fapt. Asta este marea problemă. Dar mi-a plăcut ce a punctat doamna Dăncilă. E vacanță parlamentară. Ok. Hai, tati, cu ordonanță de guvern să rezolvăm problema asta. Da? Ați deschis 20.000, 243.000 de spitale pentru bolnavi de COVID, cu paturi, cu dotări, aeroterme, cu dotări, cu apă, cu... Ce ați făcut, mă, cu alea? Băi, unde, cât? 6 centre, unde, care să aia, câți bătrâni? Sunt 40. Frumos, elegant, cu ambulanța, cu autobuzul, cu ce vreți dumneavoastră, detașăm îngrijire medicală, mâncare, o dată de guvern, banii necesari, la revedere. Hai! Hai, faceți ceva, că ne vin în fiecare zi detalii și informații. Din omerta asta, bă, sunt niște patroni de cămine de-astea, de azile de-astea, care au făcut o grămadă de bani cu umbrelă politică. Băi, frate, n-ai cum, nu cred că ai cum, n-ai cum, cât poți să mituiești, cât poți să mituiești, trebuie să ai umbrelă politică, bă. Și uite că există curaj în continuare, domnul Botin, ceea ce a spus dumneavoastră, deși sunt anunțate aceste controle, în continuare există persoane care nu dau doi bani. Păi pentru că au umbrelă politică la Vincovaș, că ce e bine, bă? Lasă-vă că plătim amenda de încolo. În ultimele zile au fost închise peste 100 de azile în toată țara, cele mai multe în București, 42 au fost închise, au dat amenzi, am înțeles, în jur de 1 milion. Da, și la am contestat amenda, Magda. O contest, pe de altă parte, dacă ne uităm la vină... Doamna, pentru a rezolva problema. Lege. Așa dacă lege. Ne uităm la vină, că mai devreme am auzit de Raluca Turcan că nu știu ce a dat, a semnat pe acel aviz. Păi, și premierul Ciucă știa încă din luna martie, pentru că dacă ne uităm la cei de la Centrul de Resurse Juridice, spun că pe 1 martie au trimis premierului o sesizare în care spuneau de abuzurile din acest cămin al groazei și rugămintea era ca cei din corpul de control al premierului să meargă să bine, facă o hai să o lămuresc eu pe Magda, că la Magda e simplu, știi? Au trimis Papei Francisc. Au trimis la Domnule, a trimis la corpul de control al premierului. Știți ce a făcut corpul de control? Că au apărut acte, da? Au sesizat anaibii exact instituțiile care se ocupă de acest lucru. Ministerul Muncii, Ministerul Sănătății și nu știu ce de GSPC. Ministerul Muncii a primit imaginile la domnul Budăi. El a primit imaginile, iar cei de el personal, angajații. Da. Angajații. Și angajații au spus așa la centrul ăla de investigații. Nu putem să facem nimic pentru că nu aveți GDPR de la persoanele pe care le-ați filmat. Adică nu aveți acceptul bătrânilor care au fost filmați cu escare și chinuiți și așa mai departe, ca ei să poată să continue ancheta. Deci de pe de... Băi, dar n-o trimis și la Iohan? Bă, cred că și Biden a primit toată chestia asta. Eu am spus-o deopotrivă. Nu mi-a fost drag domnul Budăi niciodată. Știți foarte bine că am dat cu el de toți pereții, pentru că ne-a păcălit cu legea pensiilor, cu legea salarizării, cu de toate, da? A dat-o numai la ambada. N-avea de ce să-și dea demisie.
Nici doamna la Firea. A ieșit în conferință de presă cu niște poze și Budăi a spus că a dat acreditarea în urma. El a recunoscut că a fost înșelat, că i-au fost prezentate niște poze din nu știu ce hotel de 5 stele. Adică, despre ce vorbim? Nu este neapărat că sunt vinovați de ceva. Faptul că aparatul din spatele lor i-a păcălit. Dar nici măcar cineva nu i-a adus acuzații direct. A recunoscut. Când omul se duce într-o întâlnire cu directorii de GASPC și le spune v-am rezolvat, nu mai vine CRJ, bă, lasă. CRJ. CRJ. Nu, doamna, doamna Dăncilă, bă, stai dumneavoastră, acum sunteți vinovată de tot ce s-a întâmplat în mandatul dumneavoastră de premier. Eu nu cred că așa trebuie să judecăm. Ok, cade capul doamnei Dăncilă, iertați-mă că vă iau ca și exemplu. Păi, dar umblăm și la nemernici ăia, că asta voiam eu să văd astăzi. Hai să umblăm la el. Asta este vorba, e o problemă de sistem. Până la rădăcină trebuie. Deci, mergem doar pe partea politică. Eu aș vrea să mergem pe ceea ce trebuie făcut, pentru că oamenii așteaptă soluții. A căzut X, a căzut Y, vrem să cadă altul. Dar ce rezolvă acest lucru în sistem? Avem, domnul prim-ministru a spus că să înceapă control în toată țara. Dar avem un proces verbal, o informare. Ce s-a găsit? Ce soluții sunt pentru neregulile care s-au găsit? Pentru că așa, dacă arătăm cu degetul într-o parte și în alta, nu rezolvăm problema de fond. Nu se iese în deci, comunicare. Cred că ar trebui mai multă transparență și să se iasă să comunice. Au ce se întâmplă cu bătrânii? Statistică cu fiecare județ câte... N-ați înțeles ce vreau. Nu, n-ați înțeles care... Încerc să reformulez. Tu vrei epurarea... Au făcut controle. S-au făcut anchete, că dicot, că bicot, că nu știu ce. Da? Competențiilor. Dom'le, luat registrul de control. Dom'le, acum că au fost herupul ăsta, s-au dus ăștia și au închis una bucată azil. Dau exemplu, da? În registrul unic de control, te uiți, în urmă cu 4 luni, cine a fost în control? Popescu și Ionescu de la instituția cutare. Marș afară! Cine a mai fost? Vasilescu și Georgescu de la instituția. Marș afară! Băi, nu se poate altfel. Ca să nu se poate altfel. Diavolului să vă apri mai tare. Și dacă când a fost Vasilescu era ok, îl dăm afară fără probe? Nu, păi, da. Păi nu vă supărați. Dar dacă eu vă dau, domnul Zelga. Domnul Zelga. Dar ce facem, domnul? Am înțeles. Dar ce facem, domnul Zelga? Adică bătrânii ăia, ce să vezi, erau ca în Pampas, ca în Florida, grași și frumoși și sănătoși și mergeau în croaziere și nu știu ce, acum 3 luni și astăzi sunt vai de mama lor cu escare și cu nu știu ce. Era bine atunci. Hai, domnule, ce Dumnezeu. Toate aceste stabilimente erau de 6 luni. Speranța de viață a unei persoane vârstnice în astfel de stabilimente este de 6 luni. Bine. Asta este realitatea. Lasă că aflați acum. Imediat, mărturii în direct. Partea a patra, oameni buni. Imediat o să intre cu noi unul dintre sau una dintre persoanele care au lucrat în azilele foamei. Și ne spune exact ce e în spatele gardului, fraților. O ferocitate în a-ți bate joc de la cel mai mic infirmier până la șeful centrului și o să aflați și despre complicitățile cu organele de control. Și ăia de acolo trebuie să zboare. Trebuie să zboare. Toți sunt vinovați de crimă, fraților. De crimă și o spun de-a dreptul. În câteva minute. Sunteți pregătiți? Păi dacă sunteți pregătiți, haideți să dăm drumul la treabă, da? Spuneam ceva mai devreme și mă contrazicea cineva. Dom'le, da, probe cu organele de control care au fost de-a lungul timpului în azile și n-au constatat nimic. Păi uite, probe acum și o să aflați niște chestii care vă vor da peste cap, da? Zeci! Domnul Zelca, fiți atent. Sunt atent la televizor. Fiți atent, da? Imaginile. Bun, fiți atent aici. Ce vă mai spun? Sub protecția anonimatului. Bună ziua, doamnă! Bună ziua, dumneavoastră, invitați cu dumneavoastră. Doamna cu care stau de vorbă a lucrat într-un azil din București. Doamnă, ca să înțeleagă și invitații mei și toți cei de acasă, vreau să începem și să-mi spuneți în alea 2 luni, am înțeles că 2 luni ați lucrat în azilul acela, da? Da. Câți bătrâni au murit în condiții suspecte acolo? 21 pe lista mea. Fiind vorba de 2 corpuri în acel centru. Bun, și acum povestiți-ne ce s-a întâmplat în acel azil.
La început a fost totul ok. Fiind și nouă, eram primită cum trebuie. După ce am început să descoper nereguli, le-am strâns, până nu am mai putut să le țin, pentru că mă simțeam complice la ceea ce se întâmplă. Începând de la pampers furați, aleze, șervețele, tratamente care nu se dădeau conform schemele de tratament, pacienți bătuți, lăsați deshidratați, nemâncați. Aveam cazuri în care pacientul era la pas și necesita mâncare pasată și să mânca o farfurie cu 2-3 bucățele de feliuțe de castravete, o felie unsă cu puțină brânză și se punea pe piept. Dacă mânca bine, dacă nu, asta era. Ca după o perioadă de timp să-și moară. Și ce s-a întâmplat când un bătrân murea în urma relelor tratamente? Ce se întâmpla? Cum se mușamaliza cazul? Eu nu prea eram băgat în seamă, eram dată mai mult la o parte. De asta și administratorul care era asociat acolo m-a constrâns într-un fel să plec. Am avut chiar în revisal scris că sunt necorespunzătoare profesional, asta din cauza că de la manager, director, medici, toată lumea a știut probe cu dovezi cu tot ce le-am prezentat. Mi s-a spus că bucătăria familiei trebuie să fie ținută doar pentru noi. Mm-hmm. Super interesant. Și mai spuneți-mi, vă rog frumos, dacă lucrurile astea sau va căuta cineva să spuneți lucrurile astea, vorbesc de autorități. Da, am fost căutată de către poliție, am prezentat organelor de control probele depuse de mine. Mm-hmm. Și acum așteptăm rezolvarea cazului. Ați primit amenințări de pe undeva? Da, am primit. Mi s-a spus să-mi țin gura, pentru că situația mea este una nu ok. Așa se procedează în acest sistem. Te reduc la tăcere. Când nu ești pe placul lor, legea tăcerii omerta se aplică. Ca și în cazul pacienților. Cât ați fost dumneavoastră la acel azil, au fost controle de pe undeva, nu știu, de pe la vreo instituție a statului? Și dacă da, cum se întâmpla atunci când venea controlul? Controlele de oamenii. Nouă ni se spunea doar o zi înainte, vedeți că va veni PSP-ul. Însă cei de acolo aveau o așa zisă prietenie. Nu se dădeau foarte mari amenzi. Și dacă se dădeau, eram amenințați de la infirmier până la asistentă că mi se va lua nouă din salariu pentru cele găsite. Revin la cele 21 de persoane care au murit în numai 2 luni cât dumneavoastră ați lucrat la acel centru, acel azil. Ce au spus aparținătorii? Doar au luat la cunoștință că da, uite, a murit tata, a murit mama, a murit bunica și atât? N-a ieșit scandal? Nu, n-a întrebat nimeni, dar de ce? Sunt 3 procese pe rol. Iar restul nu pot să știu ce s-a întâmplat, pentru că nu am mai putut să țin legătura cu aparținătorii. Mulți dintre aparținătorii nu erau în țară sau dacă veneau acolo, nu puteau să stea de vorbă prea mult cu cadrele medicale care nu erau așa cum se prezentau, că în centru se va găsi medic, neurolog, psihiatru, toate cele care erau prezentate, nu. O vrăjeală, nu exista nici neurolog, nici psihiatru, nici masaj, nici nimic acolo, nu? Gândiți-vă că pentru un referat se cerea 5 milioane, dar nu mi se făcea absolut niciun control. Ca temperatura, de exemplu, tensiunea, de exemplu, nici nu era luată, nu era verificată. Se scria pe fiuițele acela doar astfel, ca să fie scris. Am înțeles. Mulțumesc frumos pentru relatări. Da, ați auzit. Domnul Zelca, ați auzit? Da, probe. Ați auzit? Ce probe? Au murit 21 de oameni. Ce probe? În 2 luni mor 21 de oameni în condiții suspecte. Controle anunțate,
aparținătorii nu existau. Bă, alo, da, bă, a murit bunic, da. Groapă, da, acolo. E o probă, da. E o probă. Și de asemenea, doamna poate să obțină și un statut de martor cu identitate protejată. Pentru că martor vulnerabil, martor din identitate ascuns, corect. Da, poți să ajungi în această pârghii, situație. Și eu, ar fi de dorit, bă, și eu acum, prin noastră, încurajez toate persoanele care au probe, care au fost martori la astfel de atrocități, să vină, să caute poliția, să spună... Într-un astfel de bătrân mai mor locatarii. Domnul Zelca, iertați-mă, stați un pic. Într-un azil de bătrâni mai mor locatarii. Bă, dar în două luni să moară 21 de persoane și femeia vine și spune că doar nu-i nebună za asta. Vine și spune că erau malnutriți, desitratați, fără tratamente. Și asta este crimă, domnule. Ce probe vrei, mă? Păi du-te, mă, peste ei și smulge probele. Ce tot mai vrei aici? Ai 21 de morți. 21 de morți în două luni. Ai nebunit. Domnul Botica, ca medicii care au făcut aceste controle doar pe hârtie, ăla e un fals intelectual. Așa se fals și uz de fals. Dar probe, nu trebuie probe. Uite, are dreptate și domnul Zelca, trebuie probe. Există că e loc, că e loc, de ce? Trebuie, și trebuie mers acum pe fir și trași la răspundere, este clar. Eu stau să mă întreb, dacă moare un om, un bătrân într-un azil, nu începe o anchetă? Nu începe, nu se face anchetă. Nu se face anchetă. Se întocmește un dosar de ucidere din culpă, moarte suspectă, îi spuneam pe vechi, acum îi spune ucidere din culpă. Dacă moare un bătrân în azil? Orice persoană care moare și care nu este în evidența unui medic, atenție mare. Păi dar cum să nu fie în evidența unui medic? Cum să nu fie în evidența unui medic dacă ei sunt într-un azil de bătrâni? E clar că e un medic arondat care are în evidență formal, dar totul i-are. Poate elibera medicul respectiv vine constatator sau dacă consideră... Zelca, cu tot dragul, vine medicul acolo, ăla-i bagă plicul cu 1000 de euro, zicem, și ăla semnează ce vrea el. Am vrut să vă spun care este procedura. Medicul se eliberează sau nu? Dacă nu eliberează, domnule, îl eliberează, domnule, știți ce scrie? Vreți să vă spun ce scrie? Nu, leșinați de râs. Vreți să leșinați de râs? Deși e morbid așa, scrie stop cardiorespirator, domnule. Adică, domnule, când moare omul normal, că faci, mă, stop cardiorespirator. Ce înseamnă stop cardiorespirator? Că nu-i mai bate inima și că nu mai respiră. Domnule, și dacă nu elibera documentul. Domnul Zelca, mare. Și dacă mori călcat de tren, mai tare, și dacă mori în accident așa. Auto, da, și dacă mergi, și dacă mori stop cardiorespiratorie, că ți-a stat inima și nu mai respiri, lasă-o încolo de treabă. Eu n-am zis că nu există. Există, domnule. Eu n-am zis că nu eliberează documentul și se întocmește acest dosar penal. Dar eu n-am zis că nu există. Avem ființă de 21 de dosare penale. Se efectuează necropsie. Sigur, eu n-am zis că nu există. Dar se pare că în unele cazuri. Dar dacă medicul eliberează documentul, eu ca polițist nu mai pot interveni tocmai, pe asta dacă medicul eliberează asta documentul. Am zis și noi. Dar am avut situații în care medicul, avându-l în evidență, culmea, cu boli de terminale, cum le ziceam noi, adică omul era în fază terminală din punct de vedere al sănătății, tot nu a eliberat. De ce? Pentru că trebuie să vină la fața locului și dacă vede, de exemplu, că are vânătăi, ceva, suspiciuni, nu eliberează documentul, pentru că vrea să-i spună un medic legist de ce a murit acea persoană. Acum, de ce a decedat. Ideea este în felul următor. Dacă se produce decesul unei persoane vârstnice în azil, există un medic care are în evidență. Bine. Acel medic, cum a spus și Mario Dimețo, eliberează trebuie chemat la fața este locului. Este foarte scurt. Corect. Pe de altă parte, din relatările care le-a spus doamna martorul sub acoperire, să-i spunem, reiese că avem o problemă de sistem foarte gravă. Fiindcă aceste lucruri nu se întâmplă doar în azilele de stat sau doar în azilele private. Se întâmplă în tot sistemul. Constatăm că în toată țara avem. Bun. Deci întrebarea este spre ce ne îndreptăm. Dați-mi voi să vă dau un singur exemplu, să luăm publicitate și după publicitate o să avem o nouă mărturie, dar o să vedeți și schema afacerilor cu azilele de bătrâni. O să vedeți ce, câta bani, câta purcoiul de bani. Dar înainte de asta să vă spun ceva. Duminică seară a venit Costel Băloiu aici, actorul Costel Băloiu, cel care a făcut rolul lui Pistruiatu, dacă țineți minte, și care ne-a povestit despre mama domniei sale, care a fost ucisă până la urmă într-un azil din Cărinești, Argeș. Da? Mama sa, la insistențele sale, a fost luată și dusă la Spitalul Florească. Medicii de acolo au constatat că este subnutrită, deshidratată și așa mai departe. O femeie care în interval de 25 de zile ne-a arătat fotografii, s-a topit ca o lumânare. De atunci, există un dosar penal. Nimeni n-a făcut nicio autopsie. Nimeni nu a făcut nimic.
Nimeni nu a luat o declarație. Deși omul săracu a zis, mă lup până la capăt, că ăștia mi-au omorât mama. Nimeni nu a luat și azilul ăla este bine mersi. Mai mult decât atât, ne-a arătat chitanțe pentru masaj și pentru asta, făcute pe postituri. Știți alea de să lipesc, alea galbene, chestia alea galbene. Da. Da? Pe care sigur nu le-a registrat nimeni vreodată. N-am auzit să meargă cineva să facă ceva. Și atunci mă gândesc, ori mafia e prea puternică și să ne luptăm cu morile de vânt, ori cineva sau cuiva este frică să facă controle, pentru că știe că tot el ăla este până la urmă vinovat. Trebuie ruptat până la întreb, în câteva minute, doamnelor și domnilor, o nouă mărturie despre teroare, despre exterminare. Și o să vedeți cât de mare este afacerea asta și câta bani s-au pompat de această dată cu girul politicienilor. Pentru că fără ei să dea drumul la caș, imediat, în câteva minute. Imediat, doamnelor, domnilor, o altă mărturie din azilele groazei. Băi, fraților, vin în fiecare zi astfel de mărturii. Și noi stăm și ne uităm precum curca în lemne. Noi, mă refer la cei care ar trebui să taie, mă, dar să taie în carne vie. Bă, în afară de demisia, demiterea, mă rog, cum vreți să o luați voi, a doi miniștri, ați mai auzit de vreo altă măsură? A? Și ce să vezi? Toate aceste cămine ale groazei au devenit o mega afacere în care statul român bagă o grămadă de bani. Băi, o spinare de bani. Cine e pe ultimul loc în afacerea asta? Evident, bătrânii. Care ce? Păi sunt chinuiți, dă-i încolo, mă, poate să moară. Ce-ți mă ăștia, mă? O marfă. Ce face marfa asta? Ne aduce gologani. Colega mea, Ionela Arcanu, vă vine cu toată dimensiunea acestui jaf național. Bun găsit, Ionela. Bun găsit, haideți să ne uităm. Am revenit în direct, mulțumesc, Ionela, de o grămadă de bani. Și acum hai să mai ascultăm o mărturie. Doamna cu care vorbim, de asemenea, a lucrat la un azil din Dolj. Suntem cumva la partea a patra. Mulțumesc, doamnă, să rămână din nou. Și eu vă mulțumesc cu toată stima și respectul pentru dumneavoastră și invitația dumneavoastră. Doamnă, vreau să vă întreb despre asistența medicală, cea care în hârtie era una și în realitate era alta la azilul la care ați lucrat. Cum se efectua asistența medicală? Erau doctori? Li se dădeau medicamente oamenilor? Vreau să, da, referitor la, este un subiect destul de delicat, dar nu vreau să fac referire la calitatea serviciilor medicale, pentru că nu sunt în măsură să mă pronunț. Vreau să vă spun cum se desfășura activitatea din punct de vedere medical. Și aici țin să punctez, unitatea are un medic care lucrează cu prestări servicii, un medic, din punctul meu de vedere și ce am văzut cu o experiență vastă, un medic care încearcă și spun că încearcă să-și desfășoare activitatea așa cum poate, pentru că în momentul când se face vizita beneficiarului de către medic la patul bolnavului, vine la, de trei ori pe săptămână, fiecare beneficiar este consultat, evaluat și se prescriu niște medicamente. Medicamente pe care, nu știu dacă e cineva în platou și ar putea să-mi răspundă, tot doamna director decide ce medicament să dea și cui să se dea. Păi doamna director era cadru medical sau este cadru medical? Nu, doamna director nu are nicio legătură cu partea medicală, este economist de profesie. Dimineața de dimineață vreau să vă spun, asta vorbesc pe perioada cât eu am fost angajat acolo și vorbesc exact pe perioada de când a venit doamna director ca și la conducerea instituției. Dimineața de dimineață vizita bolnavului se făcea de către doamna director, însoțită de unul sau de doi asistenți medicali, mă rog, după preferințele dumneei, pentru că și acolo existau preferințe, îmbrăcată cu haine civile, geantă, sandale, papuc, mă rog, la... din salon în salon, punea gentuța pe nopieră și la patul bolnavului asistentul medical, poate de cele mai multe ori, era forțat să vorbească pe alți termeni pe care putea să înțeleagă și doamna director. Un alt aspect, vreau să fac
de obicei instituțiile astea, bine, se mai fac și unele internări care n-au nicio treabă. De cele mai multe ori, cazurile care se aduceau la instituție și se aduc la instituție, nu se ținea cont de acea listă de așteptare, pentru că nu s-a făcut abstract de acea listă de așteptare, nu se ținea cont de acea comisie care, din care făcea parte medicul, mă rog, și alții asistent medical, asistent social, să zic, dacă doamna director vrea să bage asistentul social, dacă nu, nu. Asistentul social de multe ori era pus nevoit numai să completeze acte pe care au fost semnate de aparținători în act în alb. Deci eu pur și simplu completam, da, mă rog, că oricum se știe despre cine e vorba, completam contracte, acte, plan de intervenție, mă rog, acte ce conținea dosarul act în alb, numai cu semnătura aparținătorului sau a beneficiarului. Un alt aspect ce aș vrea și cred că direcția de sănătate aici aș vrea să facă, nu știu, o verificare dacă s-a făcut sau nu știu dacă s-a făcut sau nu, face referire la faptul că există dovezi în procesele verbale în care asistentul de tură specifica să-i administreze anumite medicamente beneficiarului sau beneficiarei X sau Y, între ghilimele, tot la preferința doamnei director, cu mențiunea recomandat de doamna director. Doamna, având studii de, mă rog, era economist de profesie. Altceva ce vreau să vă spun. Repet, nu fac referire la activitatea, cu tot respectul pentru domnul doctor, să nu se înțeleagă și în spatele meu să fie aruncat, știți, de multe ori să fiu un al doilea, zic eu, acarul pe un, mă rog. În momentul când beneficiarul venea cu probleme și în special doamna se axa pe beneficiar cu probleme psihice, venea cu o recomandare de la un medic de specialitate, au fost și cazuri când dumnea ei, nu știu în ce măsură, nu recomanda. Nu știu, spuneam asistentului medical să fie întrerupe acele medicamente de psihiatrie fără a lua legătura cu medicul de specialitate. Doamna, în perioada cât ați fost dumneavoastră angajată, aveți informația, a avut loc controle? Cum se făceau controlele la acest azil? Pe perioada cât am fost eu angajată, vreau să vă spun că au venit controle. Au venit controle, cum au venit, așa au plecat. Pentru că, îmi spune dumnea ei, și aici cred că cu siguranță asta este, doamna este acoperită de acte. Au venit și de la inspecția ITM, au venit și de la direcție, au venit și de la inspecția socială. Am încercat să vorbesc numai exact cu ceea ce depindea de mine, cu cei de la inspecția socială, să le spun că, de fapt, nu e realitatea pe teren asta. Nu știu de ce, dar ideea a fost în felul următor. Sunt acoperite de bonuri de consum. Realitatea nu este asta. Realitatea începând de la fișele de alimente. Am spus, una este pe hârtie și acum vreau să mă audă domnul președinte al Consiliului Județean, cu toată stima și respectul pentru dumnealui. Se alocă bani foarte mulți pentru medicamente, materiale sanitare, pentru, mă rog, investiții, dar la bolnav ajunge, nu știu, o mică parte, pentru că au fost beneficiari și aș ruga să intre cineva care a fost și a plecat pentru că nu mai suporta calvarul. Cum spuneau dumnealor, este mai rău ca în pușcărie. Vorbesc de un supliment și acum domnul președinte știe exact norma care se... cantitatea pe bolnav. E posibil ca dintr-o 100 de grame care trebuiau să ajungă la beneficiar, ajung numai 2 biscuiți, să ajunge numai o madlenă? Nu e posibil așa ceva. Da, și cineva... ce v-au zis inspectorii? Mă iertați, ce v-au zis inspectorii când le-ați semnalat că lucrurile din teren nu sunt la fel ca lucrurile de pe hârtie? Da, au fost undeva la mijloc, au zis că nu zic că nici eu n-aș avea, sau într-un fel pe mine nu m-au crezut. Au spus așa: doamnă, noi nu zicem că aveți dreptate, n-aveți sau aveți dreptate, dar adevărul este că noi avem mapa plină cu bonuri de consum. Doamnă, nu este realitatea. Au fost chemați angajați
chemați de către inspectorat la preferințele doamnei director, ci la insistențele mele a venit o doamnă care era de serviciu în momentul respectiv, a venit doamnele de inspecție socială, bine, doamnele neștiind că doamna era respectivă, era și ea de serviciu acolo, dar nu a fost chemată pentru că în afară de mine se mai tema și de cealaltă persoană, că o să spună adevărul. Și la insistențele mele a fost chemată și acea persoană, și din momentul când a încercat să spună adevărul și să susțină realitatea ce se întâmplă acolo, a fost presată, până când s-a dat demisia, lucru care s-a proiect și la mine. Repet, am suportat 3 ani de calvar, zic bine, 3 ani de calvar, până când din motive, mă rog, nu țin de emisiune, am fost concediată. Stimată doamnă, vreau să vă întreb două lucruri. În timpul în care ați lucrat și ați lucrat ceva timp acolo, când murea câte un asistat din cauza relelor tratamente, lipsei de medicație, care era procedura? Într-adevăr, instituție exista o procedură pentru procedură care ține de partea asta de deces. Doamna director, da, se ducea undeva într-o cameră sau, mă rog, cameră unde scria să câte cât ceva condiții acolo cu din asta care îi făcea răcoare. Doamna director era cea care o a legătura cu beneficiul, cu aparținătorul și nimic mai mult pot să vă spun, deși eu în ultima perioadă cât am lucrat acolo, am fost marginalizată și dată la o parte de toate serviciile astea pe care, din punctul meu de vedere, indiferent că eram cu atribuții sau pe post, eu eram cea în măsură să iau legătura. Nu am luat legătura și s-a vrut, și aici vreau să mai spun ceva, pentru că am foarte multe lucruri să le spun și poate îmi scapă. S-a vrut să nu mai au legătura cu aparținătorii, pentru că zi de zi fiind printre ei, zi de zi încercam să aflu diverse lucruri pe care eu le vedeam că se fac, mă rog, cu acordul dumneai, repet, tot ce s-a făcut acolo s-a făcut cu acordul dumneai și am încercat să mă acopăr de anumite dovezi, crezând că la un moment dat o să vină și clipa când pot să vorbesc. Și atunci, dintr-o neglijență a unei asistente medicale, pentru că mie nu mai aveam voie să mai vorbesc cu aparținătorii, dădus o altă atribuție la o altă angajată al instituției, dintr-o greșeală, am luat legătura cu unul dintre aparținători și mi-a comunicat faptul că, deci mi s-a părut penibil, am întrebat-o dacă a dus medicamente, medicamente, materiale sanitare, că aveam o listă, câte săpunuri, câți pampers să aducă pe zi, da? Am întrebat-o și a zis, doamnă, stați așa că eu am venit ieri și am adus bani pentru materiale sanitare și bani pentru pampers. Cum bani pentru pampers? Ce vă spun? Eu spun că am dovezi. Cum bani pentru pampers? Da, doamnă, mi s-a comunicat că să aducem bani pentru pampers, că mama folosește 3 pampers pe zi. Femeia, doamnelor și domnilor, nici în momentul de față nu purta pampers. Acum vă întreb pe dumneavoastră, de ce s-au cerut bani în situația în care ea nu avea pampers? Și altceva, în momentul când a venit aparținătorul și venea aparținătorul, s-a pus pampers. Aștepta aparținătorul jos la foișor, să coboare beneficiara jos, dar numai după ce a fost pusă pampers și echipată și am întrebat-o pe femeie. Și da, într-adevăr, când am picăit-o, a dat pampers. Și repet... Mă iertați că vă întrerup din nou. Mai am o întrebare, o neclaritate. Erau vârstnici cu dizabilități care își pierduseră cumva rațiunea sau... Pentru că mie mi se pare ciudat, am înțeles. Nu le dădeau pampers și le luau bani de pampers. Dar eu, dacă era mama, întrebam, mamă, îți spun ăștia 3 pampers în fiecare zi, că-s banii mei din buzunar pe care îi dau. Adică e ușor... De asta întreb, dacă erau oare vârstnici cu dizabilități mentale, pentru că asta ar fi singura explicație pe care aș avea-o, că cumva cuvântul lor nu era de... Nu puteai să pui bază pe el, dar altfel... aparținătorii puteau foarte ușor să verifice cu părintele. E prima întrebare pe care eu aș pune-o. Îți spun ăștia 3 pampers. Păi zic că mie mi-au bani de 3 pampers. Dacă nu-mi pasă de tine, măcar de bani. De la 0 la 3 e un semn de întrebare. Exact. Și dacă zicem, pun doar acum când vii tu, dar după aia nu mai îmi pun niciunul, iar îmi ridic niște întrebări. Doar încerc să înțeleg. În momentul când venea vizita sau când venea la vizită, era în permanență cineva stat acolo. Și de multe ori mă uitam la ei că nu știau ce să vorbească. Văzându-l, mă rog, nu știu, cred că nici nu s-au gândit la ceea ce eu vă spun acum, să faci asemenea lucruri, mi se pare, de cea mai joasă speță. Nu s-au gândit. Rețin că, într-o discuție cu beneficiara, mi-a spus că
de fapt, a fost întrebată dacă se administrează, îi se dau medicamentele și ea nu știu, mamă, că eu iau decât o pastiluță. Nu, repet, nu știu să vă spun exact despre câte medicamente și ce medicamente era vorba. Ce spuneți dumneavoastră, practic, dacă ei mergeau să vorbească cu aparținătorii și în permanență era cineva din personal, practic acești bătrâni erau intimidați să nu spună familiei ce se întâmplă. Atât vreau să vă mai întreb. Spuneți-mi și mie, din câte știu, aparținătorii dau o sumă de bani și restul pentru persoanele cu dizabilități, 6500 de lei pe lună, parcă ăsta e quantumul, îl dă statul. Cei care erau în acest azil, cum era? Plătea statul integral? Dădeau și aparținătorii? Cum se întâmpla? Nu, contribuția era o contribuție fixă. Prin hotărârea Consiliului se plătea jumătate din, indiferent de ce valoare avea pensia. Din pensie și restul acoperea Consiliul Județean. Doamne, o singură întrebare. Cum se achitau banii aceștia, dacă puteți să ne spuneți? Se achitau în cont sau se achitau pe baza unor chitanțe, cum am văzut în alte situații de mână? Se achitau pe baza unor chitanțe. Cheșul e cel mai bun. Da, cheșul e evaziunea, una din problemele. Cheșul e cel mai bun. Doamne, ultima întrebare pentru astăzi. Ultima întrebare. Dacă la nivelul mare șefii, înțeleg eu, făceau toate mișculațiile cu niște subalterni ca și complici, la nivelul mic, bătrânii și aparținătorii erau și spoliați de una sau de alta, că dă-ne bani ca să îi ducem o apă, dă-ne bani ca să îi ducem medicamente, dă-ne bani ca să... Nu, n-am văzut și nu știu să vă spun aspecte de genul ăsta, nu. Că posibil ieșea o neglijență, am spus-o și repet, poate era o neglijență datorită lipsei de personal, pentru că în momentul când a fost și cazuri când au lucrat o infirmieră și sunt în continuare o infirmieră și o asistentă la 4-5 de beneficiari, nu. Bine. Vă mulțumesc din nou pentru mărturiile pe care ni le-ați furnizat în direct. E o radiografie clară, oameni buni. Fie el privat, fie de stat, fie struțo cămilă, ceva e putred, vorba poetului în Danemarca. Shakespeare, vă rog, hai, Hamlet. Da. Hamlet e un fel de țan cu uraganul, hai că v-ați prins. Shakespeare ăsta, da. Ceva este putred în sistemul ăsta și cu atât mai mult este nevoie ca domnul Ciolacu, împreună cu tot guvernul, cu coaliția, cu ce vreți voi, în momentul de față, să gândească, dar rapid, o intervenție în sistem, dar o intervenție care să nu treneze foarte mult. Și așa toate scandalurile astea au trenat. Și toată lumea încearcă să-și ascundă urmele. Mare atenție! Și atât vă spun, încheiem cumva acest subiect. Acel efort. Gândiți-vă că peste mult timp de acum încolo, și nu vă doresc asta, ați putea fi voi în postura acelor bătrâni chinuiți. Doar atât. Gândiți-vă la acest lucru. Pensiile românilor ar putea crește de anul viitor. Mamă, poate parcă l-au pe Budăi. Unde e pe Budăi acum? E deputat, nu? Deci îmi place chestia asta. Pensiile românilor ar putea crește anul viitor. Specialiștii au în calcul o majorare cu cel puțin 16% dacă luăm în calcul rata inflației pe 2022, dar și salariul mediu brut. Sunt niște calcule pe care ne le-a pregătit colega mea Alexandra Nistorescu și pe care vreau să le vedem împreună. Bun găsit, Alexandra! Știm că de anul viitor, de la 1 ianuarie, pensiile românilor vor crește pentru că tot de atunci ar trebui să intre în vigoare și această nouă lege la care se lucrează în acest moment, legea prin care ar trebui eliminate aceste inechități. Dacă luăm în calcul în acest moment scenariul prin care pensiile vor fi indexate cu rata inflației, ne referim la rata inflației din anul 2022, adică o rată a inflației de 16,6%. Și vedem că de anul viitor punctul de pensie ar putea ajunge la 2081 de lei și de asemenea
asemenea pensia minimă, care în acest moment este 1125 de lei, ar putea ajunge la 1305 lei. Sunt așadar simulări făcute de specialiști și luăm și un alt exemplu, o pensie de 1550 de lei. În acest moment va crește cu 248 de lei în cazul în care se va ține cont de acest indice al inflației, iar dacă ne referim la o pensie mai mare de 3000 de lei, vedem că de anul viitor va crește cu 480 de lei. Pe de altă parte, dacă ne referim la noua lege a pensiilor, știm că va veni cu o nouă formulă de calcul, o nouă formulă în funcție de care vor fi recalculate toate cele 5 milioane de dosare de pensie. Știm că în septembrie ar trebui finalizată și acea etapă de evaluare. Sunt evaluate și digitalizate aproximativ 83% din dosarele de pensie. De asemenea, este luată în calcul în această lege o creștere a punctului de pensie și, foarte important, spunea șeful Casei de Pensii, că ar trebui eliminat acel indice de corecție pentru a fi eliminate toate aceste inechități, pentru că știm, sunt persoane care au ieșit la pensie în același an, însă au venituri diferite și, foarte important, nu excludem acest lucru, pentru că noua lege va fi și creșterea vârstei de pensionare și femeile se vor pensiona la 65 de ani. Alexandra, mulțumesc. Știm că nu știm nimic, am mai auzit noi chestiile astea și nu s-au întâmplat. Dar hai să încercăm să aflăm. Președintele Alma Mater, profesorul Anton Hader, este cu noi. Bună ziua, domnule Hader. Bună ziua, domnule Botin, bună ziua, tuturor. Bun, colega mea a încercat să zică cam ce ne spun ăștia, specialiștii în ghilimele, că facem, că dregem, că aducem pensiile, le indexăm cu rata inflației, că facem legea salarizării, că facem pe mama ghem. Nu facem nimic deocamdată, că trebuia să o facă Budăi de mult. Mai avem încredere? Știm noi că știm că facem? Încrederea este mică, dar trebuie să facem ceea ce trebuie să facem. Ori la România o vorbă, domnule Botin, și cu rele și prețele în același timp nu prea merge să avem. De ce? Pentru că a face și indexare, cuvenită de altfel, pentru că inflația a fost foarte mare și eliminarea inechităților, aparte că este imposibil. Adică, pe de o parte, ar putea să dregem și pe de altă parte să mărim inechitățile. Deci opinia este ca banii care au fost gândiți să fie folosiți pentru pensii anul viitor să fie folosiți într-o primă fază la eliminarea inechităților și după aceea să ne gândim la o compensare, poate parțială, poate totală, Doamne ajută, deși 16% e un procentaj foarte mare pentru celelalte pensii în ansamblul lor, pentru că cea mai mare problemă a sistemului pensii românesc pe contributivitate o reprezintă zona aceasta a inechităților, unde avem diferențe uriașe, de genul 1000 de lei la o pensie de 3000 în mod normal, adică e mare diferența între două persoane și deci așteaptă să vi se rezolve această problemă de vreo 5, 6, 7 ani, dacă nu chiar mai mult. Deci trebuie gândită treaba, trebuie într-adevăr finalizată legea în pas alergător, dar uite că s-a ajuns la demisia ministrului de resort și dar mi-e teamă, cum am arătat și la emisiune la voi, la Alexandra Păcuraru acum vreo 2-3 zile, că vom mai întârzia cu vreo lună termenul acela de finalizare a legii pensiilor și trebuie bani mulți, 25-30 de miliarde. Ori acest 16% pe care pomeniți voi și cred că zice bine colega dumneavoastră, ar însemna vreo 15, 18, 20 de miliarde. Cu aceste 20 de miliarde, în viziunea mea, și am discutat cu nou ministru al muncii, dar mai degrabă am discutat cu prim-ministrul României, am putea să folosim 10-15 miliarde pentru eliminarea inechităților, parțială fiind această eliminare, pentru că altfel ar fi nevoie de încă o sumă identică, încă vreo 10-15 miliarde, și de o parte care să fie alocată pentru reducerea efectelor inflației. Însă nu știm ce bani sunt, nu știm dacă va fi acest procentaj alocat, n-am văzut încă legea, n-am văzut nici măcar forma finală a unor articole care ne interesează, este vorba de formula aceea de calcul de care vorbește președintele Casei de Pensii, sunt multe necunoscute. Domnul Hader, vă aduceți aminte când domnul Budăi ieșea pe la câte o școală politică așa a partidului și ne anunța, domne, vom crește pensiile 16%, 15%, se bătea în declarații cu președintele României, și în ianuarie au crescut cu 12%, deși președintele la vremea aceea spunea că ar trebui să crească în raport cu rata inflației. Dumneavoastră chiar credeți că
vor face, vor crește, cu, vor majora cu 16%. Vedeți foarte bine, gaura la buget este de peste 40 de miliarde de lei. Da. Doamna Bisticianu, eu altceva spun aici și eu spun ce ar trebui să se facă. De crezut, asta e, suntem cu frâna trasă. Însă trebuie să se găsească soluții. N-am altă posibilitate de exprimare. Într-adevăr, sunt multe inechități și trebuie, acum e momentul oportun, trebuie găsită soluția de eliminare a acest prag, măcar în două, trei etape, dacă nu în mai puține, măcar în două etape, și după aceea trebuie să ținem legea în funcțiune, în sensul în care an de an să intervenim și să compensăm pierderile prin inflație și cum scrie în lege, cum scrie și în legea 127, căci cred că acel articol va fi parte constitutivă a acestei legi, să dăm fiecare an, la fiecare început de an, inflația plus jumătate minimum din jumătate din creșterea economică a țării, pentru că oamenii trebuie să trăiască mai bine. Ori aici e o mare problemă că nu prea adună banii la buget, nu știu de unde vor lua bani, doamnă, nu știu. Cineva mi-a zis, nu le mai plânge tu de milă că trebuie să găsească soluții. Așa este, dar știți cum este? Câte vreme am ajuns în România să avem aproape jumătate dintre salariații României la minimul pe economie. Vă dați seama că înseamnă că undeva e o problemă, că totuși nu suntem atât de săraci cât părem a fi după statele de plată. Puțin profesorilor li s-a promis acea lege a salarizării. Ăsta e motivul pentru care la un moment dat dumneavoastră ați renunțat la grevă. În ordonanță au fost trecute cerințele dumneavoastră, dar e nevoie și de o lege. Am lucrat și astăzi la lege. Da, am lucrat și astăzi cu Banca Mondială. Zilele acestea ne îndreptăm spre forma finală. Mâine, pe la prânz, le vom trimite noi sindicatele și Consiliul Național Rector și Ministerul Educației forma finală a propunerii de lege de asalizării în ceea ce privește educația în ansamblu ei preuniversitar plus superior. Vor dimite către muncă, dar acolo să vedem cine ia decizia. Pentru că doamna Bucura cred că astăzi depune jurământul sau mâine, nu ieri. Bine, mâine depune jurământul. Problema mea este, și aici implic toți invitații în discuție, este că domnul Budăi a avut tot timpul necesar să pregătească aceste legi. Și nu le face ministru neapărat, ci face aparatul jumate, acela de la... Adică lasă-mă în brânză, hai mai dă-te mă încolo. Bă, bune, n-ai fost în stare să faci o lege a salarizării și o lege a pensiei. Tot le calculați și le recalculați de când era lupul cățel. Pe bune. Domnul Votine, aici nu este o problemă doar a domnului Budăi. Domnul Budăi, știm, este o persoană care și-a terminat studiile cu chiu cu vai, a fost șofer. Nu mai comentăm aceste aspecte. Este o problemă, de fapt, legată de PSD. PSD demonstrează foarte clar că este incapabil să-și îndeplinească unul dintre scopurile lor de social-democrați, protecția socială, fiindcă se încadrează în noțiunea de protecție socială, pensiile. Deci, PSD nu are soluție în ansamblul lor la această problemă a pensiilor. Din păcate, nu cred că nici PNL-ul nu are o soluție deosebită în acest sens, fiindcă aceste inechități care există și de care vorbea domnul Hader, există pe piață, sunt prezente și nu sunt soluționate. Cu prioritate acestea trebuie soluționate înainte de a discuta de aceste situații de măriri de pensii. Dar să știți, domnul Ghideu, doar atât vreau să spun. I-a trecut domnului Ciolacu glonțul pe la ureche. Era cât pe aici să ia o decizie bună. Domnule, asta e bună, da. 24 de ore, doamna Valentina Robu, care este secretar general la Casa de Pensii și care, culmea, și înțelege, și nu e nici PNL, nici PSD, cumva ar fi profesionist, fost... Profesionist. Bravo. Și înțelege ce se întâmplă, a fost vehiculată ca ministru al muncii. M-a lovit așa o de-asta, am zis într-o emisiune, domnule, i-o da Dumnezeu gândul cel bun să merg. Nu, a doua zi și-a revenit. Deci a doua zi și-a revenit, s-a întors pe cărarea dumnealui și a numit tot politic pe cineva. De ce vă recomandă? Care nu vocea va și face, talentul. Da, exact. Care nu va face, nu că nu va face. Doamne ajută nu să facă. Face. Eu nu zic, hai, spune nu, pe aia nu, nu știu, eu nu zic că nu va face. Doamne ajută să facă. Dar într-o perioadă în care Budăi a eșuat lamentabil un an jumate, n-a făcut nimic din ceea ce trebuia să facă. Noi suntem doar cu Budăi, cu guvernul. Cu nu, Budăi că era, stați un pic, că ajungem și la asta. Noi suntem cu lațul de gât din multe puncte de vedere. Presiunea este uriașă. Aveai ocazia să arăți putere politică, corect, să arăți un sector leadership.
punând un specialist, un tehnocrat, un om care știe despre ce vorbește. Mai ales că vorbim de un partid social-democrat. Bă, dar stați un pic, dar doamna Bucura ore... Oprescu, ce are, mă, partid tehnocrat? Băi, haterilor, ce sunteți? Dar stați să vă mai spun ceva, că, doamna Dăncilă, fiți atent aici, că ăștia iau o măsură drastică și au dat seama că iar nu sunt bani în țara asta la pușculiță și au de gând să mărească taxe și impozite. Da? Pe spatele cui? Spuneți pe spatele cui. La Fraierică. Da. Păi exact. Așa. Sectorul privat. Deci vor să mărească taxe și impozite, băieți ăștia, că au zis, băi, Bobiță, nu sunt bani la unde? La teșcherea, la guvern. Băi, chiar nu sunt bani, da. Bine, păi și ce faci? Păi scumpim. Cum mă scumpiți? Păi scumpim, mă, cum nu scumpim noi? Deși la clasa ajutătoare de economie de piață, asta în care sunt eu acum, mie îmi zice așa o logică, dar nu știu, poate greșesc eu. Deci dacă tu îmi scumpești mie cana asta și eu sunt consumator de cana asta, eu cumpăr mai puține căni, că nu am bani, că s-au scumpit. Dacă cumpăr mai puține căni, pe această cale mai puțin TVA, mai puține taxe, mai puține impozite la bugetul de stat. Și în final producătorul de faliment, corect? Exact. Deci cum funcționează? Plus că... Amănunte despre scumpiri, colega mea Alexandra Alexandrescu. Bun găsit, Alexandra! Bun găsit, vorbim despre o serie de măsuri fiscale pe care executivul ar putea adopta săptămâna viitoare în condițiile în care încearcă acum să reducă deficitul bugetar, astfel încât să nu pierdem bani europeni. Vorbim, spre exemplu, despre introducerea unei taxe de 1% din cifra de afaceri a marilor companii, dar și a unei taxe de 15% pentru companiile care duc profitul în străinătate. De asemenea, o altă taxă care s-ar putea introduce este aceea de 1% pentru clădirile rezidențiale mai scumpe de 500 de mii de euro. Pe de altă parte, ar putea fi eliminate și scutirile fiscale pentru angajații din agricultură sau construcții și de asemenea ar putea fi supraimpozitate acele salarii care depășesc indemnizația președintelui Klaus Iohannis. Se pregătesc însă și majorări de taxe, spre exemplu ar putea crește taxa pe valoare adăugată la gigacalorie, ceea ce ar însemna să plătim facturi mai mari, dar și cea pentru mâncarea la restaurante, pentru mâncarea pentru animale, pentru produsele bio, pentru cărți sau pentru muzee și de asemenea se pregătește și o posibilă majorare a accizelor la zahăr, tutun sau alcool. Sunt măsuri discutate în momentul de față. Este însă nevoie mai întâi să se ajungă la un consens în coaliție. O întâlnire a liderilor ar putea avea loc la începutul săptămânii următoare, iar mai apoi toate măsurile ar putea fi și adoptate. Mulțumesc, Alexandra. Doamna Dăncilă, cum doamna, adică noi ridicăm taxe și impozite ca să ce? Aș vrea să fac un pic, o mică referire și la pensii. Până o să stabilească formula și până o să vină cu legea în dezbatere publică, oamenii mor de foame, nu mai au bani să trăiască de o zi pe alta. Mai mult decât atât, prin taxe și impozite, va scădea consumul. PIB-ul României este bazat mai mult pe consum. 60% deci, din PIB, spuneți. În loc să, 60%, da. În loc să avem mai mulți bani la buget, vom avea mai puțin bani la buget. În altă ordine de idei, păi, au cheltuit atâția bani din 2020 până acum, de la o datorie de 35%, am ajuns la aproape 50%. Nu știm unde s-au dus acești bani. Pentru că domnul Ciolacu țipa foarte tare, să vedem transparență. Acum nu mai există niciun fel de transparență. Nici măcar legat de banii care s-au dus spre azile. Da, păi spre altceva. Dar gândiți-vă că toate aceste taxe, toate aceste impozite nu vor aduce mai mulți bani la bugetul de stat. Cum vor face creșterea pensiilor cu acel 16%? Sau cum vor elimina inechitățile dacă nu au fonduri? În altă ordine de idei, știu că de-a lungul timpului, când veneai cu un act normativ, aveai o notă de fundamentare în care spuneai cât este impactul bugetar și de unde iei acești bani. Noi facem promisiuni, venim cu tot felul de lucruri pe datorie. Adică din împrumuturi care se fac la dobânzi foarte mari. Da, cumva, până când va merge acest lucru? Dar nu cumva ăștia scocoșați săraci, că acum mi-e milă de ei, de anume jaloanele lui pește prăjit din PNRR? Că aici mi-e teamă mie că e o mare problemă.
Ăla au făcut, ei au făcut un nenorocit de PNRR, nici pe aia nu i-au legat până acum. Nu, mă mir, băi, nu știu ce fac. Îi legă totul sereu. Și ăștia, ăștia acum trebuie cumva să se conformeze unor tâmpeni. Scrie, măi, ca, că e cu proverbul la românesc, mă, cu un prost, un bou, un idiot util aruncă piatra într-o baltă și 10 deștept să bagă după aia, că trebuie neapărat piatra aia pe mal. Păi, deci explicați-mi și mie. Imediat. Domnul Ciolacu a spus că reduce numărul de bugetari. La dumneavoastră, la post în emisiune, am spus că o să taie posturile care nu sunt ocupate. Exact asta se întâmplă. Dar n-a spus când. Nu, dar le taie din organigramă posturile care nu creează cheltuieli. Dar n-ați înțeles. Asta poate să le taie mâine, că de fapt nu se reduce o cheltuială bugetară. Vorbim de 200 de secretari de stat, a crescut păi, de au rămas pe loc. Au rămas pe loc. Boc și nu s-a întâmplat au desfințat un minister. Fiecare secretar o fi vreun etalon în țara asta. Secretarul de stat. Etalon, dar să crească de 5 ori mai mult și secretarul de stat are 7 oameni în cabinet. Fiindcă așa spune legea, are dreptul la acești 7 oameni. Dar eu revin, facem reformă tăind din organigramă posturile care nu sunt ocupate, în loc să faci o reformă reală și să subțiezi această clasă de secretari de stat, cum ați spus dumneavoastră, de funcționari ineficienți, fiindcă avem funcționari la funcționari și directori la directori. Domn, da? Eu nu vă aruncăm bani de pe geam. Ziceți. Nu, nu vă împărtășesc. Nu de acolo vom, nu de acolo vom scoate 40 de miliarde. Sunt da. Multe lucruri. Din colectare și din corect. Accelerarea a economiei românești, a antreprenoriatului da. Român. Da. Corect. O, doar dar o dacă noi îl avem pe Căciu, când noi îl avem pe Căciu, ministrul finanțelor, un an jumate, care a venit cu marea reformă în finanțe să impostăm bacșișul, el preconizând că vom face 97 de milioane de lei și știți cât am adus în primele corect. 6 luni? 6. Corect. Bravo. Corect. Deci când ăsta e Căciu, atâta poate, dar și el nu mai e ministrul finanțelor, dar tot el îl sfătuiește pe Ciolacu, că nu s-a deșteptat Ciolacu peste noapte să-și ia alt consilier finanțist. La începutul mandatului Căciu, că cel mai bun contribuabil la bugetul de stat e statul. Ce da, vrei de la un bine. Om care așa gândește? Care gândește că sectorul privat nu avem nu, nevoie de el. Bravo, că nu el supraimpozităm și omorâm da. Pe capete tot sectorul nu, da. Privat. Vom îngropa economia. Exact. Asta vom face. Este singurul contribuabil. Eu am o singură întrebare. Da? Restaurantele și catering-ul. Da? Adică lovesc clar în Horeca. Le crește TVA-ul de la 9 la 19%. Păi ăia, ori relansează banul la negru, da, clar, asta se va întâmpla, ori relansează barul la negru, ori închid. Pune lacăt pe întreprindere. Asta se va bă, trăivar familia voastră. Dar ce fabrică de cuie, mă, și de pofeze avem noi, mă, în România, a? Avem, mă, vreo fabrică de componente auto cu 34.000 de angajați? Bă, dar ce pușcă avea să mai facem în țara asta, mă? Bă, nu vedeți că avea dreptate doar de... Este țară de consum, bă. Restaurante, catering, de-astea. Unde, mă, serviciu, mă? Unde, mă, serviciu? E plină strada de nepalezi, Sri Lankezi și de-ăștia cu de-alea, sufertașe în spate, dă-i țâr-țâr cu bicicleta, nu mai știi să-i ferești pe aia. O să ajungă și polițiști nepalezi. O să vedeți viitorul apropiat, meditați, stimulentele pentru construcții da. Păi, și pentru agricultură, vom avea și mai mulți. O bere voi, dacă vreți să discutați între voi, mergeți la o bere. Aici facem frumie emisiune, da? Răstim, cum spunea Șeherezada, doamnelor și domnilor. O să mergem la Iași, Dulcele, Târgu Alieșilor, băi, acolo e și uimirea lumii. De ce? Pentru că, băi, dacă ai norocul în viața ta să fii nepotul unui judecător la Curtea Constituțională, bă, nici nu vrei și te avansează ăștia și îți mai dublează și salariul. Cum, mă? Se poate? Se poate. Vă arătăm caz, vă luați cu mâinile de cap din ciclul România eternă și fascinantă. În câteva minute. Abia că vă zic eu cum e cu banii. Doar vă dau informația, nu vă mai dau povestea. Dom'le, dacă ai uncu sau bunicu judecător la CCR, hâți mă la Iași, puf, dacă lucrezi la primărie, se dublează salariul instant. O poveste frumoasă avem, dar nu e timpul acum pentru că mergem la Ciorăpel. Nu știți pe Ciorăpel?
Ionel Arseniu, știți, mă, pe Ionel Arseniu, mă, ca aia-și gura lui de investitor, mă. Imediat după cum a aflat că va face angren de pușcărie în România, s-a relocat în Italia, mă, și acolo e meca afacerist, mă. Are materiale de construcție, are utilaje, are dități, băietul ăsta. Colega mea, Delea Olaru, are amănunte vis-a-vis de dispărutul numărul 1. Ăsta e băiatul norocos, mă, nu Ionel Arseniu. Arseniu vine acum la peste noi ca să ne dăm seama despre ce e vorba. Cum vă spuneam, Delea Olaru, despre, cum e, mă, regretatul de aici, din țară, Ionel Arseniu, zi și ciorăcar. Bine v-am găsit, Ionel Arseniu și-a deschis, potrivit surselor noastre, o firmă în Italia alături de finul și cumătrul său. Sediul este situat la aproximativ 2 ore distanță de Milano. Firma a fost deschisă în urmă cu aproximativ 4 ani, adică fix în perioada în care era funcționar public în România. Compania este trecută și în declarația de avere, doar că nu este specificat faptul că este situată tocmai în Italia. Potrivit unor surse, firma a înregistrat pierderi la început, însă acum vorbim despre o afacere prosperă. Potrivit datelor din anchetă, Ionel Arseniu nu a plecat singur în Italia, ci însoțit de întreaga familie. Aici, în România, au afaceri și membrii familiei, dar aceste afaceri ar fi controlate de la distanță. Vă reamintesc, Ionel Arseniu are de ispășit o pedeapsă de 6 ani și 8 luni de închisoare cu executare. Însă, până să vină sentința definitivă, el a fugit din țară, a fost căutat de oamenii legii la domiciliu, nu a fost găsit și a fost dat în urmărire internațională. S-a predat în cele din urmă în Italia, iar acum se află în peninsulă și nici până la ora actuală nu a fost extradat. Delia, mulțumesc! Uite, mă, cum alungați investitorii, mă, IMM-urile din țară, vă, duc ele la Milano, vă, să facă treabă. Florentin Pandele, doamnelor și domnilor, va fi la ora 18 în direct aici, la Realitatea Plus, mandatul colegei mele, Nicoleta Cone. Însă, până atunci, ce facem cu Ionelușa al nostru? Iurez domnului Arseniu să-i meargă firma la fel de bine cât a mers județul sub mandatul dumneavoastră de președinte al CJ, adică probabil va da faliment în mai puțin de o săptămână și asta se poate vedea cu ochiul liber dacă mergi, de exemplu, în Piatra Neamț, unde primarul Andrei Carabelea face o treabă excepțională față de restul județului, unde discrepanța este uriașă. Deci, domnul Arseniu, să-i meargă firma atât de bine cât de bine a condus dumnealui județul. Da, totuși... Și cât a ținut podul făcut de... Da, ne alugă investitorii din țară, de justiția asta, eu să nu mai văd justiția asta. Creștere economică în Italia. Creștere economică în Italia. Pleacă valorile din țară. Deci pleacă valoarea din țară, mă, pe bune, înainte exportam fotbaliști, acum exportăm politicieni, da. Oameni de afaceri, te rog. Dar am și o întrebare pentru privitorii noștri din diaspora. Mai vrem să le deschidem și noi o firmă pentru orice eventualitate, doamne, cine știe. Acolo, nu? Ne ajutați și pe noi cu actele alea ca să știm cum să facem. Sau eventual să-i consiliem pe unii din invitații noștri, că mâine, poi mine vin pe la putere și se apucă de făcut una sau alta nefăcute și iar ne pleacă investitorii din țară. Cum vă spuneam, doamnelor și domnilor, de la ora 18 vine Nicoleta Cone, Lupta pentru România. Și are și un invitat special. Nicoleta, spune tu că eu am spus. Da, vom intra în direct, Laurențiu, bună seara, bună seara domnilor, domnilor, cu domnul Florentin Pandele, un interviu în exclusivitate cu domnia sa. Domnia s-a acceptat să ne acorde acest interviu. Vor fi, credeți-mă, dezvăluiri senzaționale aici la Realitatea Plus. Vă aștept așadar de la fix cu acest interviu, dar după acest interviu vom vorbi și despre războiul demisiilor miniștilor în scandalul Azilelor Groazei, care a ajuns în faza pe stenograme. Realitatea Plus a obținut discuțiile care arată cum liderii PNL își fac strategia pe grupurile interne ale partidului. Potrivit acestor documente, Robert Sighiartău le atrage atenția tuturor colegilor că cea mai bună apărare este atacul și le cere acestora să distragă atenția de la Raluca Turcan către implicarea PSD-istului Sorin Grindeanu în ororile dezvoluite în căminele Groazei. Între timp s-a descoperit că azilele pentru bătrâni au devenit o afacere extrem de bănoasă, la care contribuie substanțial, atenție, chiar statul român. Zeci de milioane de lei bagă anual guvernul în aceste azile. Și deși suma crește de la an la an, bătrânii sunt tratați ca niște obiecte aducătoare de profit. Realitatea Plus a aflat de la un centru din Suseș, din Gorj. Controlele sunt anunțate încă înainte de a avea loc, deși aici pensionarii sunt loviți și jigniți. Ceilalți pensionari care încearcă să trăiască în propriile locuințe, să se descurce singuri cum pot. Așteaptă majorările veniturilor, avem o promisiune. Pensiile ar putea crește anul viitor, specialiștii iau în calcul o majorare de cel puțin 16%. Vă aștept așadar de la fix, începem lupta pentru România.
Mulțumesc, Nicoleta, pentru detalii. Și aș încheia cu o întrebare către doamna Dăncilă. O întrebare clară și concretă. Doamna Dăncilă, ați fost, poate veți mai ajunge la vârful politic. Ceea ce vă doresc. Dar mă întreabă lumea și bă, cumva să vină întrebarea către dumneavoastră. Doamnă, cât este adevăr din ce promite un politician și cât poate să facă? Dar sincer, sincer. Nu aș merge pe acest principiu. Dacă vii cu o promisiune care este dublată de o proiecție financiară, de o notă de fundamentare, atunci promisiunea poate deveni realitate. Și dacă e goală? Dacă este goală, se întâmplă ceea ce se întâmplă acum, unde nu avem un program concret de guvernare și venim cu decizii de la o zi la alta, venim cu modificări fără să avem undeva scris de unde luăm acești bani, ce plus aduce, câte persoane sunt afectate. Deci eu cred că nu se mai poate lucra în acest mod și sper ca după 2024 lucrurile să stea în alt fel. Florentin Pandele, în câteva minute, oameni buni în direct aici la Realitatea Plus, în dialog cu a mea colegă Nicoleta Cone. Iar voi veți avea dialog cu mine mâine de la 16. Pa, pa!